adu-i, mami. Uite, adu-i că s-a arătat cu... Lăsați-o, 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 lăsați-o. Oh, oh. Oh. Să trăiți, domnul Cristi. Marius, te salut. Aici cu frumoasa ta fețiță. Vreau să zic că mi-a încântat, mi-a încântat ziua. Păi numai mare bucurie ți aduce numai când o vezi ce mici năzbâtii face. Cum a luat pisicuța sub braț și o pus-o în cărucior. Și cu cățelul te duce înapoi. Constant să joacă cu el. Zici că dacă stă cu animale, nu e stresat. N-are treabă. O zi întreagă, dacă ai de lucru, lași cu cățelul și cu pisic, atât îți lua să joacă. Îi duce, îi aduce plimbă cu căruciorul ăla. Cu remorcuța. Pa, ești pe curte, așa-i? Da. Deci nu telefoane, nu șmechirie, așa-i? Nu. Ei nu-i trebuie. Mm. Aici observ că ai un mânzuț tânăr. Foarte frumos. Nu, că tu ai jumate. Așa. Ce nume ai pus lui? A, pe nimeni nu știu, stai să vedem. Cum a zis? A, cost. Deci... Cost. A, deci cost e, deci îl ai de puțin timp, da? Da. Numai de ieri. Aha, de ieri îl ai? Da. E foarte frumos, Costi. O culoare faină. Culoare faină, cu minte. Foarte cu minte. Ce cai mai ai pe lângă Corsi? Mai ai cai pe lângă el, sa? Numai pe el. Numai pe el l-ai? Numai pe el, nu prea. Am avut un cal de lucru, l-am vândut. Ăla ce-a făcut el la măgâri. Așa? Și-a pierdut că e un armăsar. Dar nu prea, eu nu prea sunt armăsar. E de vânzare dacă interesează pe cineva. Foarte frumos. O să-ți atașez un număr de telefon. Da. Frumos, cu minte. Cum a fost la măguri? V-a plăcut la expoziție? Da, foarte bine. Ăla ții cocoșul ăla frumos, ăla din iarbă, ăla mic? Ăla mic? Ăla roșu. Deci ăla? Da. Foarte fain. A, și unul liliputii. Am mai mulți. Ia să dăm pe el să-l vedem. Mulți. Să vede. Ăla imediat le rezolvă. Hopla, hopla. Frumos. O mânz, eu zic că e destul de și de mare și de lung. Are cam tot ce trebuie. Hop. Poziție bună pe el. Da. Se vede un cal frumos, culoare frumoasă. Rung. Destul de înalt la vârsta lui. Da. Foarte cu minte. Ăla e cel mai important. Am ales ține un pic de el. Ăla e cel mai important lucru, așa-i? Da, ăla e cel mai important. Hai ține un pic de el, să iau picioarele din spate, din spate. Fuge. Să vadă ce e foarte. Nu-i ăsta. Vezi, cu minte, nu-i... Hop! Deci pe ăsta. Nu l-ai potcovit, așa? Nu ți-i potcovit. Nu l-am potcovit, dar poate că o să o potcovesc. Dacă l-ai de puțin timp, înseamnă că nici nu l-ai... N-am avut de... Nu l-ai pus la... să vezi dacă cum mere. Nu, dar o să-l pun. Să-l pun că nu-i foarte. Vedeți cât e de cu minte și așa nu... Are doi foc. Ca un cal bătrân stă. Da. Și știi că e albăsar. Știi, nu să... Când trec cu cai, dacă trece cineva acum, să agită, aude îngă? Da, să vede, sânge că-i... Aha. Ei. Să vede că are un pic de sânge că-i armăsar. Și da, pe lui... Hai. No, ce face? Rămâi așa un pic să dau pe copila ta. Rămâi așa să dau un pic pe copila.
Sunt frumoase zilele lângă copiii la voastră, așa-i? Da. Ha? Am lucrat, vezi, la frântă tăzoape. Se mă obosesc, dar nu sunt mă obosat la când. Cu tractorul ați făcut, așa-i? Da. Cu tractorul... Cu tractorul am balotat. Terenuri aveți pe aici? Avem și asta iarba acum de doamne fie. Bune ploi au fost, așa? Ai, da, numai... ea s-a făcut iarba până în lume. Ia uite. Lasă-l așa. Doamne ajută! Ce faci? Ia și o să-i mânza asta un pic la aer. Sunt ale? Te mai mult de pozitav. Aia da. Îmi place domnul Cristi. Dar cum să nu? Frumos cal. Dacă aș avea perete la el, tot nim. Și fii atent, ăsta nu cred că albește repede. Cum? Nu-i modelul ăla să albească repede. Nu, să-l găsești repede. Nu, să albească. Ah, nu. Deci ăsta... Și la, cred că la 12 ani, cred că tot are surpul el. Sau poate rămâne așa, că de la de rămâne, cred că așa. Mm-hmm. Nici nu știu sigur, amul dacă la 4-5 ani face roate, atunci albea și dacă nu, nu. Aha. Dar numai pe aia sta la aia, mu. Nu, mă. Pe mu. Care stai, mu? Bine, zi. Facă lucruri. Așa e. Acum îți vrem, mule, amu. Aha. Ce faină cheză. Op, A, aveți magazinul aproape, că văd că omul are o pungă cu el. Da, de la magazinul vine, chiar la cine. Aveți multe magazine în zonă? O, câte? A? 3, 4, 5. Dar în special... 5 în... aici o să se mai ieșe. Da, dar în special coborâți jos, așa, în oraș, așa? Da, la Florești, la Florești, la Cluj. La Florești, așa-i? Da, la Lidl, mm-hmm. La Cluj, depinde. Când cum? Da. Da, oamenii de la... Oamenii de la Mărișel cam au tot ce le trebuie. Da. Oh! Frig, mă! Ei! Ce-i ai? Dar n-ai să-l priponi? Eh, ba da, dar nu-l priponi. Că stă el în poia. Ei, strip! Omul a avut cai, omul a avut cai, așa, e la viața lui. A avut la viața lui cai, săracu. Vedeți că am numai cu bota. Așa mă ajunge tăi. Asta te-am întrebat, că cum o fă la măguri? Ți-o plăcut la măguri, așa? Da, mi-a plăcut un concurs foarte, foarte bine organizat. Pe unde? Felicitări la băieți, că e chiar foarte bine. Pe unde ai mai fost după aia? Ai mai fost undeva? N-am mai fost la concurs. Îmi place de el, e cal bărbat. Da. Ar merge un pic și el. Cum o cheamă pe copila ta? Raisa. Ei, tati, cum duce tati la cal? Zi! N-am mai zis odată. Zi! Zi, mă, tati, tare. Zi, mă. O, cu tata, o. O, cu tata, o. Nu vrei. Nu vrei să zic. Da. Marius, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Cristi. Apoi o aduci un pic copila să o vedem aici, să vedem cum se joacă cu cățelul, că-s curios. Bine, îți mulțumesc. Uite, ia vezi că nu-mi place la pisică, că se simt pe ea. Că le mușcă ea. Du-te. O duce. Ia ce bucuros e că vede. Du-le încolo. Nu vrei? Asta. Ia, o pleca pisica. Adu-i înapoi aici. Nu. Hai, plimbi-te acolo sus. Mai vrei pe balot? Domnul Cristi, îți mulțumim pentru cum, mare și... Cu mult drag, vreau să zic că
chiar e relaxant la tine aici cu fetița ta? Da, Raisa. Cum să zic? Multe culori. Da. Chiar e foarte.